Am vrut să vă întreb ceva, domnul. Vă place opera? Opera, sigur că îmi place opera. Provin dintr-un oraș care găzduiește un teatru național și o operă națională. Și eu cânt. O mio bambino caro, mi piace ben. Scuzați-mă, frate, dar ce voce divină aveți! Vă place? Extraordinar! A fost o Quando surprindere! Dar vă rog frumos să vă puteți să vă salvați vocea pentru o audiență care este mai meritoasă. Dacă vreți să mergeți. Nu, stați să vă spun. Mama mea mi-a spus că aș putea să cânt și la Scala din Milano. Extraordinar. Da. Bineînțeles, și la Teatrul Național de București au și o scară acolo, puteți să. Chiar Puteți, credeți? da, sigur că da. Da? Da. Oh. Sunteți romantică, vă găsesc profundă și foarte interesant de descoperit într-o zi. Știți, eu n-am fost descoperită așa decât 10% în tinerețe. Nu pot decât să observ nuanțele pe care sunteți interesate să le acoperiți. Aș dori să vă mai văd încă o dată, dacă îmi permiteți. Vai, dar ce poeți sunteți! Scrieți poezii? Dar cum te-ați ghicit? Așa că vorbiți atât de frumos, atât de intelectual și eu Mulțumesc. scriu poezii. Nu mai spune. Da. Inima mea ticăie ca un orologiu. Foarte, foarte frumos spus. Da, însă și a mea că e un pic, poate că putem să ne retragem din acest venue și mergem undeva mai aproape, probabil la rezidența mea. Să citim poezii. Exact. Să citim poezii. Să le citim, să ne desfășurăm, să ne distindem. Sigur că da. Sigur, mi-ar place foarte mult. E o plăcere. Da. Se pare însă că aici nu am cu ce să plătesc. E un pic de embarrassing, cum se zice, dar nu cred că am portofelul. Se pare că l-am lăsat în cealaltă jachetă. E de neînțeles. Nicio problemă, domnul. Plătesc eu. Vorbi serios. Îmi pare foarte rău, dar mi-am uitat portofelul în cealaltă poșetă. Wow, 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 wow.